Ministerul Educației Naționale a semnat ieri un contract de colaborare cu Ministerul Justiției, în baza căruia va fi pus în practică un program de educare prin care elevii vor fi învățați cum trebuie să respecte legea. Elevii vor avea astfel șansa de a afla direct de la specialiști în domeniu informații utile despre legislație și normele civice. De asemenea, vor avea posibilitatea să viziteze instanțele de judecată și parchetele și să participe la concursuri cu teme juridice. Magistrații care îi vor învăța pe elevi cum să respecte legea o vor face în mod mod voluntar fără să fie plătiți. Deocamdată nu se știe însă când vor începe aceste cursuri, întrucât cei de la ministerele implicate în proiect trebuie să autorizeze conținutul materialelor care vor face parte din noua materie educația juridică.